must be some kind of way out of here. Said the Joker to the thief, yeah. There's too much confusion. I can't get no relief. Yeah. Care de la 1 la 12. Credeți că ceea ce am văzut a fost doar acrobație?
Secretul acestui număr ireal stă în faptul că fiecare dintre cele trei fete stăpânește un talent dincolo de arta circului. Marie cântă excelent la vioară. Jamé a studiat regia de teatru și poate să pună o poveste în scenă. Iar Valpuri a făcut studii de jurnalism și știe să spună o poveste. Așa arată starea de prea bine studiată, creată și dată mai departe. Mi se pare că ați funcționat exact precum mecanismul unui ceas, care n-are voie să aibă nici măcar o fracțiune de secundă de întârziere. După părerea mea, a fost spectaculos. Bravo! Andra? A fost total de acord. A fost spectaculos și a fost magic din punctul meu de vedere. M-am simțit ca la un moment de magie, când vine magicianul și iată, cartea aici nu e cartea aici. Așa erați voi. O dată sus, o dată jos, nu știam unde să mă uit. A fost atât de frumos de privit și de admirat. Nu știu cum aș putea să vă răsplătesc pentru ce bucurie mi-ați oferit. În primul rând, să vă aplaud. După aia mai vedem. O bucurie. Andy? În primul rând, aș vrea să spun că e frumoasă acrobația asta când e foarte bine făcută. E foarte frumoasă. Am privit fascinat fără să respir de la început și până la sfârșit. Foarte frumos. A fost exact cum așteptam și de obicei la aceste nume de acrobație, atunci când nu te mai gândești la cât de periculoase sunt, înseamnă că te fascinează frumusețea actului. Așa e. Nu v-ați mai gândit voi că acolo e o saltea care e pusă pentru siguranță sau că elementele alea pe care le-au făcut nu le-ai mai văzut și că sunt de periculoase, pentru că era atât de frumos totul. Așa e. Încât nu te face să te mai gândești la cât de periculos e, dar într-adevăr, multe ore de muncă, sacrificii și da, aici se ajunge. Bravo, excepțional! Și din partea mea aveți un da. Andra? E un da și din partea mea. Andy? Și mie mi se pare că noi suntem mai norocoși, adică ele chiar au venit să ne ofere un cadou. Noi acum doar spunem că ne bucurăm foarte mult și aveți și de la mine un da. Patru de da, ne revedem. Sperăm să vă revedem, ne dorim. Mulțumim frumos!